gata, i-am încălzit, le-am dat de treabă. Acum v-am văzut la un moment dat, domnul tătic, că aveați ochii în lacrimi. De ce? Că i-ați văzut bucurându-se? Da. De când ne-ați mai văzut așa bucuroși pe toți la un loc? Cam de multă vreme. De multă vreme. Da. Acum eu aș fi vrut ca asta să fie finalul emisiunii, noi așa l-am gândit. Ca astăzi, după ce am trecut prin atâtea discuții grele, să vin aici, să le aducem câteva cadouri, câțiva animatori, să le dăm și un moment de magie, să-i vedem veseli, să știm că au zâmbit și să vă ducem acasă. Da. Vă aștepta și micropozul să plecați acasă. Acasă unde e curățenie, unde, mă rog, e mult mai bine decât ați lăsat. Problema este că nu putem pleca așa, pentru că am aflat un lucru extraordinar de grav în ce vă privește. Și vreau să-mi spuneți un lucru pe care știu că ei nu-l știu și pe care nu prea-l știe lumea. Și îl știți numai dumneavoastră și nu mai știa soția dumneavoastră, Dumnezeu să o ierte. Eu sunt... Am o boală, să zice așa. O tumoare? Da. Mare? Vine de câțiva ani. Și n-am avut bani să mă duc să mă caut. Dar ce fel de tumoare este... Eu acum știu că pentru oamenii de la sat, de la țară, e așa rușinos să vorbești despre boli. Bolile astea, să știți că nu le luăm. Noi ne sunt date. Da. Și dacă ne sunt date, trebuie să ne luptăm cu ele. Nu e o rușine nici să fii sărac, nici să fii bolnav, că asta ne e dat. E rușine să furi. Da. E rușine să furi, da. Să nu muncești, da, să fii necinstit. Dar să fii bolnav și sărac, n-ai de ales. Adică n-ai ce să faci să mergi cu povara asta și să o rezolvi. Eu înțeleg că dumneavoastră aveți o tumoare la prostată. Da. Și o tumoare destul de mare. De câțiva ani. De câțiva ani. Da. Dar știți ce am să vă rog? Puteți să luați microfonul de acolo, iertați-mă că vă pun pe dumneavoastră, ca să... Vreau să vă auzim mai bine. A, așa. Soția dumneavoastră a murit de cancer. Da. Da, doamne. Și ea știa că dumneavoastră aveți această tumoare. A știut și nu ne-am căutat. Ea a fost ultima fază. Da. Dar dumneavoastră nu v-ați făcut niciodată o biopsie? N-ați fost să întrebați pe nimeni dacă e benignă, dacă e malignă, dacă... Nu, n-a fost. Poate să uite cineva, scuză-mă că te întrerup, poate să uite cineva acum la noi, cineva, un doctor și poate îl ajute cineva. Poate intră în direct și ne ajută un pic ca să ajutăm. Doamna Lăcrămioara, știați? Știam și tocmai de asta am apelat. Ca să ajutăm probabil cât mai repede. Probabil că domnul Marin și-a pus copiii pe primul loc și după aia sănătatea dumneavoastră. Da, trebuie neapărat investigație. Neapărat. Dumnezeu e mare și ar putea să fie foarte bine. Dar trebuie văzut. Da, doamnă. În ce stadiu se află. Dar spuneți-mi, crește? Simțiți că ea crește de la an la an? Tumoarea asta e din ce în ce mai mare? Da. A fost cât un nou de porumbel așa. Și acum s-a făcut... Cam cât? Mare. Ca o minge din aia așa, cum se joacă copii. Ca o minge. Da. Și asta în decurs de câțiva ani. Da. Nu știu, că e foarte complicată situația. Dumneavoastră aveți de crescut 5 copii minori. Da. Cu vârste de la 12 până la 3 ani. Da. Dacă, Doamne ferește, vi se întâmplă ceva, copiii ăștia rămân pe drumuri, la propriu. Da. Știu, doamnă. Da. Poate v-a fost frică să vorbiți despre asta... poate vă e greu să și munciți, poate, nu știu, poate n-aveți o stare de confort fizic. Problema este că dumneavoastră sunteți singurul stâlp al copiilor. Da. Deci dacă dumneavoastră vi se întâmplă ceva, copiii aceștia vor ajunge la stat, vor fi despărțiți dacă cumva cineva vrea să ia unul, că nu o să poată nimeni să ia pe Mirela, e adevărat, dar dacă n-a avut bani, dacă n-a avut pe nimeni să lase copiii, degeaba vorbim. Trebuie acum să găsim o soluție. Deci marea rugăminte e ca cineva să intervină, să dea un telefon și să putem să mergem să-i facem investigația. Trebuie cât mai repede investiga ca să nu cumva să-l pierdem și pe tata. Doamne ferește. Destul am pierdut-o pe mama. Inima mea spune că o să vă faceți bine, dar trebuie ca să mergeți neapărat la medic. Să mă caut, doamne. Să vedem, poate dă Dumnezeu și ne sună cineva. Spuneți-mi, e clar că atunci când știați de această tumoare și soția era pe patul de moarte, ce s-a întâmplat? Nici ea n-a fost la investigații în timpul vieții? Sau a neglijat anumite lucruri? A neglijat. Dar știa că are ceva și a neglijat? Lumea cea că este gravidă și avea boala asta. Dar ea ce avea? Ce fel de cancer a avut?
Nu știu să vă zic așa. Cred că o variantă. Deci dacă era umflată la burtă, spuneți. În burtă aici. Era numai aici că e gravidă. Și nu era gravidă. Tot tumoare sau? Da, da. Tot tumoare. Da. Și practic nu s-a dus să se... Nu s-a dus să... Nu s-a dus să caute, da. Să caute, cum spuneți dumneavoastră. Da. A stat așa. Și vedeți unde a ajuns. Tot din cauza că n-a avut cu cine să lase copiii și cine să-i ajute, sprijinul financiar. Absolut nimeni, pe nimeni nu au. Și tocmai din cauza asta și tatăl s-a ajuns unde s-a ajuns. Doamne ferește, de-aia spun, să nu cumva să o ia pe urmele mamei și să rămână atâția copii pe drum. Dar eu totuși sunt revoltată de un lucru. Aveți un băiat de 19 ani, aveți 3 fete care au plecat de acasă. Da. Totuși, nu vă pot ajuta știind situația în care sunteți și noastră și copiii, situația în care trăiți acolo. Sunt totuși copiii dumneavoastră, dacă au ce au cu dumneavoastră, cu frații lor mai mici care n-au nicio vină. Ce au? De ce nu vin măcar pentru ei să-i ajute? Păi vine fata cea mare, de 19 ani. A fost și astăzi la mine, a făcut curățenie pe acolo prin casă. Și ceilalți 3 copii? Nu. Nu vă ajută nimeni să vă urce în mașină, să vă ducă până la spital, să faceți o biopsie? Nu. Dar poate vine acum una dintre fete, cea care spuneți noastră că vă ajută, să vină într-o sedea cu cei mici. Aveți medic de familie? Da, da. Și nu i-ați spus situația? Nu i-am spus, doamnă. De ce? De rușine? Foarte rău. De rușine, da. De o doamnă, doctor și... Păi, dar vă dădea o recomandare, mergeați și făceați un control? Păi, vreți să ajungeți ca soția? Asta e, doamnă, ce să fac. Copiii nu știu de aceasta. Le-ați spus vreodată? Nu le-am spus. Cred că nu este cazul să le spuneți. Da, dar nici nu trebuie discutat cu copiii, mine, ca să nu le spun să speri, da. Cine a zis că la omul sărac nici boii nu trag, adevărat, este proverbul ăsta, că un necaz nu vine niciodată singur, din păcate. Trebuie făcut ceva urgent. Și trebuie să rămânem pozitivi și dumneavoastră, tocmai pentru că trebuie să luptați și să fiți stâlpul pentru acești copii, trebuie să aveți grijă de dumneavoastră, de igiena, de curățenia din curte, din casă și așa cum puteți să-i creșteți și să-i puneți pe picioarele lor, pe drumul lor. Da, asta vă e crucea, cum se spune. Noi suntem convinși că se uită la noi multă lume și cumva cineva ne va întinde o mână de ajutor. S-a întâmplat în aceste zile și sigur se va întâmpla și acum. Cineva care ne poate ajuta, la care să mergeți, să faceți niște analize și să vedem despre ce e vorba, să nu fie prea târziu. Da? Da, doamnă. Da. Cu toate astea, copiii sunt în camera de joacă, îi vedeți acolo, da? Sunt în camera de joacă, îi pictează pe față și cu siguranță îi trăiesc acum niște clipe unice, cel puțin în premieră. Nu cred că li s-a mai întâmplat astfel de momente și ne-am fi dorit ca ele să fie mai multe și mai dese. Poate reușim împreună. Doamne, vă doresc sănătate mult. Vă mulțumesc, Româna. Și mă bucur că v-am cunoscut. Și sper să ne vedem sănătoși, cu toți. Da? Da? Noi acum mergem mai departe și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru... Mulțumim frumos. Mulțumim mult. Mulțumim tare mult, doamna.